de excepție, toate se mai respecte. Și cealaltă variantă că s-a necat... Între cealaltă variantă este cum că ar fi pus în jur niște săteni de la Dumbrăveni la Râmnicu Sărat. Prima este adevărată. A doua e adevărată? Nu. Să vă spun că e o confuzie totală. Și tocmai de asta vă și întreb. Deci, generalisimul Suvorov este unul dintre cei mai mari generalisim, mareșal, cum ar veni în traducere, a Rusiei, pe care, în care și Stalin s-a înclinat în fața memoriei lui. El a condus, s-a unit la Garoafa aici cu armatele lui Coburg. Deci a început războiul 1793, turco-ruso-austriac. Noi eram pașanâc într-un fel, în ghilimele. Nu eram pașanâc, eram subordonați porții otomani. Culmea este că au luptat două detașamente și împotriva lui Suvorov, au luptat două și în oastea lui Suvorov împotriva turcilor. Acum vă spun de unde pornește toate. Deci s-au unit aici să luptă la Câmpineanca. Trece Focșaniu prin foc și spadă, așa spune cronica. Când eu am propus cândva să-l dăm pe el jos, să ducem calul pe calul, să-l pun prin pe Ștefan cel Mare, să ducem la Părțești, la Dumbrava. Și a zis, ce vrei, bă, să ăștia relațiile cu noi? Da. El trece pe aici, deci arde tot și se bate la vadul Râmnicului, localizat de istorici apa Râmnii. Îi bate pe turci și aleargă spre Brăila, la Mărtinești și așa mai departe. Ajunge până la gurile Dunării, aleargă. Între timp, la Ismail undeva, rușii atacau de 3 luni și nu puteau să ia cetatea. Și regina Ecaterina a doua spune, vino și ocupă-te de problemă. El era general la ei era un grad. Și el le spune așa soldaților, o vedeți cetatea? 3 zile după cucerire ea voastră. Și-au dat atac, în 12 ore au luat cetatea. Calul care îl vedeți la Suvorov e singurul cadou luat de el de acolo. Ajunge, el are foarte multe victorii, pe urmă intră, moare Ecaterina, intră în disgrația lui Pavel al II-lea, ajunge și moare până la urmă la fermele lui din Lituania. Băieții, nepoți ajung generali. Ce se întâmplă? Îi fac la cererea lui Nicolae, țarului Nicolae I, parcă, către Carol, spune, uite, s-au bătut aici să-i facem un monument. Și-au făcut monumentul în Odessa și l-au așezat, cum e la în dreapta, când ne uităm, undeva mai în stânga, a rămas numai soclu acum. L-au așezat acolo. E mare, e înalt, dacă vreți vă trimit cu el, le-am pe toți. La 916, venind tovarășii nemții încoace, pe Valea Râmnicului era divizia Zamurskaya, de cazaci ruși. Mai mult au fugit decât s-au bătut. Și când au ajuns la Suvorov, ia să luăm noi monumentul. Era cu un gard la acest la primul monument, Caragiale, Blacuță, Matei Caragiale, sunt decorați de ruși pentru prezența acolo. Și am toată descrierea și l-am și filmat. Și ce spun? Băi, ia să-l luăm când nemții îl vor da jos și îl vor bate joc de el. L-au luat și l-au dus și acum e ridicat într-un oraș din Basarabia. Nu-mi vine în cap acum. Nepotul lui din frate ajunge adiutantul țarului Pavel al II și îl trimit în țara românească la să negocieze un tratat. Și la Râmnicu Sărat, când traversează apa Râmnicului, se potignește calul și el cade în cap și își rupe gâtul. Unii spun că a fost puțin bă. Da. Este mormântat în biserica domnească din Râmnicu Sărat, unde când au venit Chiselev, când au venit cei ruși, treceau pe acolo ca pe la un Dumnezeu. Urmă l-au luat și l-au dus la... Acum se face, îi se dă titlul de Râmnițchi, titlul moștenit și din unchiul lui, conte de Râmnicu. Și se face următoarea, toată lumea crede că ăla mort, ăsta care-i pe calai, nu, e nepotul lui. Suvorov îi fac ai noștri, Butunoiu face monumentul ăsta și mai are unul la fel.